credo data alle Dance Studio in studio Tare Mai Magliani in Timisoara per avere regolato applauso alle nostre autoparti a Salsa Lanzo. Ci devo ricordare, iar acum să vă spunem câteva cuvinte despre stilul de dans majoritate. Acesta reprezintă un gen de dans în care participanții execută mișcări de dans având în timp pompon sau bastoane folosite în scopuri artistice, bineînțeles, și va sparge viața evoluând prima în concurs formația administrat a școlii de dans feminină, instructor Bianca Chirida. Thank you.
Urmează dinocrația, formația Lobo Dance, Elin, instructor Daniel.
Felicitări, felicitări! Vreau să vă spunem că trecem la o altă categorie de dans. Este vorba de dansul contemporan. Dar înainte de toate trebuie să vă mai spun lucru. Ne mulțumim colegilor noștri de la Alba 24, care transmite direct și pe Facebook și pe Alba 24. Deci dacă vreți să ne spuneți prietenilor noștri, să intre, să vadă între concursul, poți să intre și să vadă live pe pagina de Facebook Alba 24 sau pe site-ul alba24.ro. Mergem mai departe, ajungem la dansul contemporan. Dansul reprezintă o combinare spectaculoasă de dans modern și balet clasic și a apărut prima dată în 1944. Participă la toate edițiile concursului și este vorba de prima formație care intră pe ringul nostru, formația Ritmic din București. Este prezent astăzi cu primul instructor, Mariana Ivan. Thank you.
Thank you.
E bine, dragi moșteni, orașul Suntana revine în fața noastră în cea de-a doua formație, de asemenea sub conducerea profesorului Diana Pedro. Să-i aplaudă pe liceii de la Angels! Thank you.
Thank you.
să ne reluăm locurile. Haideți să ne reluăm locurile și să aplaudăm o dată formația Thank you.